Bună și bun găsit tuturor! Astăzi vă prezint emisiunea de la Bruxelles. Un eveniment important a avut loc în săptămâna aceasta aici la Bruxelles, la Consiliul European, respectiv reuniunea ministrilor agriculturii. Una dintre temele mult disputate a fost cea legată de ajutorul pe care statele afectate de importul masiv de cereale ucrainene îl primesc din fondul de rezervă al Uniunii. Așa cum știți, România s-a aflat în coada listei cu 10,5 milioane de euro primite din fondul de rezervă al Uniunii Europene. O sumă derizorie care nu acoperă nici pe departe prejudiciile economice ale mediului privat din businessul agricol românesc. Comisia Europeană a decis ca România să primească cea mai mică sumă, luând în calcul stocurile de cereale din țara noastră în ultimii 5 ani, deci pe perioada dinaintea războiului din Ucraina și în timpul acestuia. Metodologia de calcul a aruncat România în coada clasamentului și poate că nici acolo nu eram dacă nu beneficiam de clemența birocraților europeni care au luat în calcul faptul că România este prima rută de tranzit către Europa a cerealelor ucrainene. The methodology of this for calculation of this amount and to decide that three bordering countries will be farmers in these countries will be supported is that we observe increase of supply, increase of import, huge increase of import for the bordering countries like Poland, Romania, Bulgaria, and Bulgaria especially the sunflower seeds. But in Poland, maize, wheat, in Romania also maize, wheat. Similar situation in Slovakia, in Hungary. But the main reason of the decision was the total amount of the production and import. And where is the oversupply, in which countries? We can observe this situation in Poland, in Bulgaria. Romania is maybe different case. Romania is the main hub for the solidarity lanes, and we decided to support also Romania. But in Romania, we cannot observe this oversupply because together, what means the oversupply? The total volume of the own production and import from Ukraine is bigger than average last 5 years average. This is the question of the Poland and Bulgaria, not in Romania, but Romania has a specific situation because there is the main solidarity lanes hub. Faptul că România este hubul agricol cel mai important de pe ruta de tranzit a cerealelor ucrainene ar fi dus logic către concluzia că cea mai mare presiune în piață a fost aici, în România, care primește acum cea mai mică sumă din partea Comisiei Europene. Vorbeam la finalul anului trecut cu un mare trader din România care îmi spunea că atunci când se va da drumul la contractele futures, ar fi bine să luăm în calcul să facem contracte pe cantități, în primul rând, și apoi vedem ce prețuri vor fi, pentru că trebuie să ne asigurăm desfacerea mărfii. La această dată sunt cantități, nu a fost, cred că în ultimii 30 de ani, depozitate în magaziile, în silozurile fermierilor, încă nevândute. Dacă luăm în calcul ce spuneam la început, că mai sunt doar 4 luni până la prima recoltă, fizic nu va fi timp ca aceste cantități să fie scoase din depozitele fermierilor. Practic, atunci când vom vinde recolta anului 2023, vom vinde și o bună parte din recolta anului 2022. Ce înseamnă asta? Presiune pe preț, presiune pe desfacere. Vor fi probleme logistice serioase. Cei care cumpără cereale au posibilitatea să iei și de la Ucraina și în condițiile astea pe noi un pic ne frustrează. Adică, practic, ați avut cumpărători care au zis nu mai iau de la dumneavoastră, domnule Alexa. Sigur că da. Merg pe corect. Filiera de altă ucraineană. Parte mi-au spus, nu vezi tu dumneata că putem să luăm cereale și de la Ucraina, care e la un preț foarte mic față de solicitarea dumneavoastră. Dar aceste prețuri ale noastre erau, practic, cele care le solicitam, noi erau în concordanță cu valoarea inputurilor care au contribuit la realizarea acestei producții.
inputurile au crescut an de an, practic anul trecut au fost mai mari cu cam de două ori, iar acum a ajuns unele inputuri chiar și de trei ori valoarea celor de anul 2020 practic. Deși comisarul pe agricultură a anunțat decizia finală a Comisiei Europene, ministrul Daia mai speră că o mai poate întoarce în favoarea României. România cultivă 2,2 milioane hectare cu grâu, 1,3 milioane floarea soară, total 6 milioane. Polonia cultivă 2.500.000 hectare cu grâu. Iată, cu floarea soarelui, suprafață mai mică și 1.100.000 de porumb. Practic, 3,7 milioane hectare. Cu acele culturi care au fost luate în analiză, socotind stocurile existente într-un an atipic, când România a fost afectată de secetă, iar producția a influențat stocul. Stocul nu-i dat de mișcarea produsului, e dat de nivelul de producție. Acest lucru trebuie să înțeleagă oricine, indiferent unde se află. În Bulgaria, greu, 1.200.000, floarea soarelui, 913.000, porumb, 520.000, 2.635.000. Și am pus următoarea întrebare. Cine s-a afectat aici? Nu cultivatorii respectivi? Nu cei care însămânțează suprafețele respective? De aceea socot necesar regândirea formulei de calcul. Suma oferită de comisie poate fi dublată din bugetul național, astfel încât fermierii români să primească în jur de 2,3 euro pe tonă de cereale aflate în stoc, în condițiile în care costul de stocare depășește 3 euro pe tonă.